De multe ori, cele mai frumoase aventuri sunt acelea în care te simți atât de departe de orice urmă de civilizație, încât poți admira natura cum își desfășoară spectacolul fără rețineri. În fața unor astfel de peisaje te simți mic, dar și incredibil de liber, iar asta, cred, e magia unor astfel de aventuri. Te reîncarcă, dar în același timp îți dau acea liniște de care nici nu știai că ai nevoie. Și te fac să apreciezi fiecare moment petrecut aici, sub soarele blând al toamnei, în munții Mehedinți. Urmează o aventură de 3 zile în această zonă sălbatică a României. O aventură plină de peripeții, o aventură cu peisaje superbe și culori ale toamnei de nedescris. Suntem în cheile Țesnei și probabil că ați remarcat în imagini acest peisaj absolut superb. Uitați-vă un pic în spatele meu ce imagine incredibilă am. De această dată alături de mine este Georgiana și împreună am pornit pe aceste poteci ale munților Mehedinți. Sunt printre cei mai frumoși munți din țară. Nu mai zic acum, în culorile toamnei, totul este spectaculos. Este o adevărată încântare să călcăm pe aceste poteci, să admirăm contrastul dintre calcar și culorile toamnei. Versanții aceștia impunători ai cheilor Țesnei sunt de-a dreptul spectaculoși. Observați cum stau acești pini. Acesta este pinul negru de banat, agățat pe acești versanți calcaroși. Parcă ies așa din stâncă, oferind o imagine și un contrast foarte impresionant. Ne așteaptă o aventură de 3 zile în munții Mehedinți, dar și în munții Cernei. De fiecare dată când vin în zona asta, vin cu atâta drag, vin cu atâta entuziasm, pentru că știu cât este de frumoasă și știu cât este de sălbatică și știu cât de multe are de oferit. E ceva magic în felul cum se strecoară poteca printre pereții aceștia stâncoși, parcă pictați în culorile toamnei. Aici și colo apare câte un pin suspendat pe crestele calcaroase. Nu v-am zis că pinul negru de banat contribuie la unicitate peisajului, oferind un contrast vizual între verdele întunecat și stâncile albe pe care crește. Este o specie endemică pentru această regiune, ceea ce înseamnă că îl putem întâlni doar în această zonă și câteva împrejurimi. Zona asta, în acest moment al toamnei, este de-a dreptul spectaculoasă. Noi suntem la propriu doar cu ochii în zare. Nu știm ce să mai pozăm, ce să mai filmăm. Totul este atât de spectaculos. Pădurile acestea sunt diverse, sunt impunătoare, aș putea să zic, în combinație cu aceste blocuri de calcar. Tot acest contrast este absolut încântător. Suntem foarte, foarte încântate de ceea ce vedem aici și sperăm să fiți și voi încântați de ceea ce vă arăt. Tocmai ce am trecut și de Marea Dracilor, ați văzut că era și o cascadă care era chiar foarte, foarte frumoasă în spate. Iar acum ne îndreptăm spre Poiana Țăsnei și vârful Pietrele Albei, care sunt următoarele obiective ale noastre de pe acest traseu.
uitați-vă un pic cât de frumoasă este această porțiune de pădure. Culorile sunt incredibile. Uitați-vă un pic la Georgiana, cât de fascinată este de această zonă. Arată superb. Într-adevăr, este spectaculoasă. E raiul toamnei. Raiul toamnei aici. Traseul este superb, însă acum suntem pe o urcare foarte, foarte susținută, iar noi cu 13 kg în spate, abia dacă mai urcăm. Pietrele albe. În sfârșit am ajuns. Sincer, ultima parte ne-a cam dat mari bătăi de cap. Credeam că nu se mai termină, tot urcam și urcam și urcam și urcam. Dar am ajuns. Văd cu pietrele albe. Ce privire este superbă. Uitați-vă un pic în depărtare, vedem în toată splendoarea munții Cernei, Valea Cernei, Crovurile și o parte din munții Mehedinți. Însă ceea ce face unică această priveliște sunt culorile, de la care nici nu ai cum să-ți iei ochii, sunt hipnotizant de frumoase. Acum să vă zic câte ceva despre traseul pe care am ales noi să mergem de pe vârful Pietrele Albe. Mai am continuat pe Bulină Roșie pentru a ajunge undeva în spatele Crovurilor pentru a nota în seara asta și mâine să facem Crovurile. Doar că acest traseu este foarte slab marcat, este aproape imposibil să-ți dai seama pe unde să mergi pentru că nu este poteca vizibilă aproape deloc. Și dacă nu ai GPS să te uiți, nicio șansă să reușești să găsești poteca. Este extrem de greu, noi ne învârtim pe aici, ba stânga, ba dreapta, ca să reușim să găsim cumva cât de cât pe unde să mergem. Dar aici, și chiar dacă ai mai fost, este greu să găsești poteca pentru că nu este deloc, deloc vizibilă. Dar în același timp, pădurea este spectaculoasă. Este una dintre cele mai frumoase păduri pe care am văzut-o. Aventură prin sălbăticia munților Mehedinți. Sau cum să găsești un marcaj într-o pădure extrem de sălbatică pe unde nu se vede nicio potecă. Stânga, dreapta, totul este acoperit un covor imens de frunze. Nu zic, asta mă încântă, dar ne și încurcă acum foarte, foarte mult acest lucru. Oh, yeah.
Dacă v-ați întrebat, am reușit noi să scoatem la capăt, într-un fel. Aia, mi-am blocat piciorul. Așa, gata. Dar ne-a spus de energie. Sincer, acum, dacă spune cineva că este un traseu ușor acesta, pe deasupra crovurilor, nu știi despre ce vorbește. Ai de capul meu. Deci, sunt foarte, foarte multe roci, foarte mulți bolovane cu foarte mari de calcar pe tot traseul, tot traseul. Parțial sunt acoperiți și cu frunze. Și este foarte, foarte înșelător totul. Una, două, poți să te ceva sau să aluneci pe frunze dacă nu ești atent la picioarele tale. În sfârșit am ajuns. Deci locul ăsta de contatău este spectaculos. Dar la fel de spectaculos a fost să ajungem aici. Partea bună este că avem și o sursă de apă. Putem să ne luăm, chiar dacă nu curge foarte mult, dar măcar ne fierbem pentru un ceai. Ceai. Vezi, tot răul spre bine. Da. Dar ce imagine, doamne, acum lumina a pus. Cât de frumos se vede totul. Incredibil. Cât de frumos sunt luminați după ce e. Chiar în sens. Nu vrei să știți ce bine e să știi că ai ajuns, ți-ai făcut contul, iar acum îți pregătești ceva cald de mâncare. Deci toată ziua am visat la ceva cald, la ceva cât de cât gătit, la ceva bun pentru stomacul meu după această zi lungă, chiar a fost o zi lungă, a fost o zi plină de peripeții, după cum ați văzut, dar până la urmă s-a terminat cu bine. Suntem aici la locul de campare și ați văzut cât de frumos este acest loc al nostru de campare. Este absolut superb. Și suntem doar noi aici, nu mai este nimeni. Și este totul frumos. Și această pădure care ne înconjoară este spectaculoasă. Bine, acum este noapte și nu prea o vedeți cum trebuie. Dar mâine dimineață vă voi arăta mai multe. Aici mi-am pregătit o supă cu pui și cu legume, un fel de gulaș de pui din ce văd eu aici. Nu super curioasă cum este și acesta, dar toată ziua am visat la supă, la o ciorbă, la o supă, la ceva lichid, la ceva gătit, la ceva de genul ăsta. Și acum, bine că mi-am luat și asta. Și sunt curioasă chiar cum e gustul. În cam un 8 minute ar trebui să fie gata. Trebuie să-l las aici la infuzat. E mâncare deshidratată. Dar om vedea dacă e bun. Dacă nu e bun, oricum ar fi eu cum mă mănâncă la ce foame am. Îmi vine să mănânc și ambalajul. Ce faci, Georgiana? Îți gătești? Da, îmi fac niște paste cu tofu. Tofu? Da. Super. E bunicic așa. Merge. Și gata, mâncarea este pusă aici în siguranță, în copac, iar noi o să plecăm la cort. Bună dimineața! Acum putem admira mai bine un pic acest peisaj care este super superb. Și ia ghiciți ce avem noi la 50-100 de metri de cort. Cai sălbatici. Vin spre noi cai sălbatici. Deci nu știm ce să facem, dacă să-i strângem lucrurile și să plecăm sau să mai stăm pe aici să luăm micul dejun. Dar să vă zic cum a fost noaptea noastră. A fost o noapte foarte, foarte ok din toate punctele de vedere. Nu a fost foarte frig și am dormit chiar destul de bine, că am dormit 7-8 ore, mă simt foarte bine, fresh și gata pentru o nouă aventură prin Crovuri azi!
Până la urmă am luat decizia să ne strângem lucrurile și să găsim un alt loc pentru micul dejun. Caii erau foarte frumoși, însă totuși sunt animale sălbatice. Poate fi tot o regulă, dar pot deveni și agresivi. Așa că am zis că mai bine ne găsim un loc un pic mai liniștit pentru un micul dejun și pentru o cafea. Și acesta este locul nostru de micul dejun. Vedeți ce priveliște avem. Suntem ca la un restaurant din acela de multe stele. De foarte multe stele, milioane de stele în cazul nostru. Ce priveliște incredibilă. Mâncăm un măr, o cafea, ceva, mic dejun și ne continuăm și noi traseul. Acolo, vedeți, se văd munții Cernei, foarte, foarte frumos. Se vede și spre Ineleț, Dobraia, foarte puțin, unde o să mergem noi mai târziu. Și în spatele meu este ecroful Medved. Acum în zona Poienele Porcului și avem și doi cai sălbatici foarte, foarte aproape de noi, superbi, de adevăr superbi sunt. Și ce voiam să vă zic de aceste forme, sunt niște forme exocarstice și sunt împărțite în mai multe categorii în funcție de dimensiune și forma acestora. Avem polii, uvale și doline. Poliile sunt cele mai mari și întinse, cum este Belentina, în timp ce dolinele sunt mai înguste și adâncite, iar aici avem crovul medved și crovul mare. În schimb, uvalele sunt forme intermediare între polii și doline, iar aici avem exemplul Poienele Porcului, în care ne aflăm noi acum. Acum că v-am spus asta, uitați-vă un pic la aceste întinderi. De-a dreptul spectaculoase, ne simțim așa ca într-o cetate. Și de ce zic ca într-o cetate? Pentru că, într-un fel, suntem adăpostite de zidurile acestea de jur împrejur. Vedeți că noi suntem așa în aceste poieni suspendate, poienile de sus, că dacă tot se numesc poienile de sus, iar de jur împrejur acestor poienițe sunt vârfulețe și păduri. Deci este un adevărat spectacol vizual. Sincer, nu prea am cuvinte ce să vă mai zic eu acum. Vă spune multe, însă cred că imaginile vorbesc de la sine. Am și căluții aici foarte, foarte aproape de mine. Stau acolo, pasc liniștiți, n-au nicio treabă cu noi. Noi suntem undeva la 20 de metri de ei, bem un ceai, ne relaxăm, admirăm priveliștea asta, pentru că nu avem cum să nu admirăm această priveliște încântătoare. Cel puțin eu nu mai știu ce să filmez, ce să pozez. Nici nu prea mai am baterii și trebuie să mai ajungă bateriile la cameră, la dronă, și pe azi și pe mâine. Trebuie să văd cum conserv acest timp pentru a surprinde cât mai mult din această tură. Am ajuns pe fundul crovului mare, iar din acest punct o să coborâm pe acolo, pe cheile Tâmbei, până pe Valea Cernei.
acest moment, traseul nostru prin munții Mehedin s-a terminat. Acum urmează munții Cerdei. O să urcăm curând spre Ineleț, să vă încântăm și cu peisaje superbe de acolo. Doamne, ce zile spectaculoase au fost, de-a dreptul superbe. Nu-i așa, Georgiana? Da, au fost magnifice, mi-au plăcut la nebunie. Mai mergem. Cum să nu mai mergem, mai ales toamna, aici este un vis paradis.